Adunarea ONU a solicitat ridicarea embargoului american contra Cubei, după ce, acum 3 luni, s-au restabilit relațiile diplomatice între Washington și Havana. Dintre cele 193 de țări membre ONU care și-au pronunțat votul în această decizie, numai SUA și Israel au votat împotriva ridicării embargoului, care continuă din anul 1962. Tot SUA și Israel au votat negativ și în anul 2014, iar insulele Marshall, Micronezia și insulele Palaos s-au abținut de la vot.